Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. S-a dat start votului pentru Parlamentul României. La unele secții deschise la Chișinău, moldovenii cu cetățenie română au format cozi, iar acces aveau doar cei cu masca de protecție. Așa. Ia uite, și în limba rusă, vezi? Foarte bine, da. Da, da, da. Șocant, da, asta e. Avem și astăzi un record de cazuri noi de coronavirus, peste 1700. Cifrele însă nu sperie pe unii enoriași care nu poartă mască în biserică și se împărtășesc cu aceeași linguriță. Nu mi-e așa frică, doar lingurița aceasta este din origine și dezinfectează tot. Leul se depreciază față de valuta străină, iar un euro costă peste 21 de lei. Experții vin cu explicații în jurnal. Campania Dăruiești și câștigi începe astăzi la Pro TV cu povestea a trei copii din Cigârleni care trăiesc în sărăcie. Mama lor suferă de o boală care i-a afectat mâinile și nu poate munci. Eu cu boala mea, în orice moment, să rămân la pat și învăț așa ceva, să știi. Moldovenii cu cetățenii români au ieșit astăzi la vot pentru a alege deputații în Parlamentul de la București. Majoritatea dintre ei ne-au spus că au votat pentru schimbare, iar unii pentru unire. La câteva birouri electorale din capitală s-au format cozi, iar alegătorii puteau intra doar cu mască de protecție și nu înainte de a fi măsurată temperatura. Cei care încă nu au reușit să voteze o pot face mâine. La secția de votare din incinta Universității de Stat din Moldova, afară nu era nimeni în prima parte a zilei, dar coada era formată în interior. Alegătorii erau întâmpinați de un membru al biroului electoral care îi îndemna să-și dezinfecteze mâinile. Bună ziua! Prelucrăm mânuțele aici. Luăm temperatura la și să-și măsoare temperatura la un aparat special. Unii au sesizat imediat că rezultatul era anunțat în limba rusă. Așa. Ia uite, și în limba rusă, vezi? Foarte bine, da. Da, da. Șocant, da, asta e. Da, e șocant pentru România, limba rusă. Da. Alegătorii spun că doresc o schimbare și speră că deputații din Parlamentul României să le facă viața mai ușoară. Noi din Mlaștină încercăm să ieșim de 30 de ani. Și încă vreo 30, probabil că nu o să reușim. Numai România este țara care ne poate asigura drepturile simple, drepturile omenești, drepturile de care se bucură o lume civilizată. Și noi stăm la marginea acestei lumi, într-o mlaștină care ne suge de atâta timp. Votați ca să fie o dezvoltare mai departe a României. Și merge nu rău, dar ar fi mult mai bine să fie mai bine. Spuneți-ne, vă rog, pentru ce ați votat astăzi? Am votat pentru o Românie în care justiția să fie în capul mesei, pentru o Românie în care se dezvolte infrastructura și se construiască cât mai multe autostrăzi și pentru ca relația cu Republica Moldova să fie cu mult mai bună decât este în acest moment. Iar dacă unii vor relații mai bune între Republica Moldova și România, alții vor unirea. Păi am votat pentru schimbare, desigur, nu? Vrem să apropiem, deci Republica Moldova să intre odată și odată în țara ei, de unde a început. Mulți alegători nu știau cu ce acte trebuie să vină la vot, așa că au făcut cale întoarsă. De ce n-ați putut să votați? Nu am la mine buletinul de identitate moldovenesc. Și acum ce să faceți? O să vă întoarceți? Da, cred că da, ne întoarcem. La secția de votare de la liceul Gheorghe Asachi din capitală, rândul era afară, dar trecea repede. N-ați înghețat? Nu, n-am înghețat, nu e așa de frică. Pentru ce vreți să votați? Pentru o viață mai bună. Poate vor apăra oameni care vor face o unire oarecare, poate vor face ceva și pentru noi, ca să fim împreună și să avem aceleași drept. Fluturând drapelul României, tot acolo au mers să voteze și cei de la PUN. Astăzi am votat pentru și votez întotdeauna pentru unire, pentru că românii trăiesc într-o generație fericită. Au scos România din comunism, au adus România în NATO și în Europeană, urmează să mai facem un pas. Reîntregirea celor două state românești ca un act de justiție istorică înainte de toate, ca un act de dreptate față de românii din Republica Moldova. O coadă mai mare s-a format la sediul Consulatului României. Rândul era atât în curte cât și în afară, iar oamenii erau îndemnați să meargă la o altă secție din apropiere. Oameni, 200 de metri mai sus pe dreapta, în secție de vot și nu e absolut nimeni acolo. Hai.
Totuși, puțini erau cei care ascultau îndemnul, așa că au rămas să aștepte acolo. Pentru o Românie liberă și un viitor mai bun. Un viitor mai bun în România sau aici? Păi România mare și aici, acolo e tot România. Așa că noi pledăm pentru aceea ca să fie unirea. Astăzi este prima zi în care cetățenii români au putut să aleagă deputații în Parlamentul de la București. Moldovenii cu cetățenie română trebuie să meargă la secția de votare cu pașaportul românesc sau cartea de identitate, dar și cu un act care confirmă domiciliul lor aici. Pe teritoriul țării noastre au fost deschise 30 de secții de votare, dintre care 17 la Chișinău. Crăciunul se apropie cu un val de lumină și bucurie. Acolo unde magia sărbătorii nu poate ajunge, noi suntem cei care avem puterea să o aducem, prin solidaritate și generozitate, lucruri pe care le-am învățat de la tine. Tu ești cel care, an de an, faci ca minunile să se întâmple și pentru asta îți mulțumim. Astăzi începem povestea Dăruiești și câștigi și te invităm să ne fii alături și de această dată. Începem cu povestea a trei copii din satul Cigârleni Ialoveni, care trăiesc doar cu gândul că mâine nu va fi mai rău. Mama lor suferă de distrofie musculară progresivă, iar boala i-a afectat deja mâinile și poate duce la paralizie totală. Sărăcia este mare, iar lipsurile multe, în timp ce singurul venit în familie e pensia de invaliditate a mamei. Se auzea cum lemnele trusneau sub lovituri de topor când ne-am apropiat de curtea lor. Am mai despicat și vara. Dar vara de ce? Că ai pregătit pentru iarnă? Da. Vitalina își dădea toată silința să despice buturugile, cât Ana Maria le căra, iar David le mai încurca surorilor. Ce sora a despicat lemnele, tu ce faci? Le duc în casă. Nici n-ai zice că Vitalina are 11 ani, la câte abilități și cunoștințe are la acest capitol. O punem unde este mai crăpat și pe urmă să vin cu toată puterea. Le știi pe toate de nevoie. Mama o învață de pe acum să țină toată gospodăria. Eu cu boala mie, în orice moment, să rămân la pat și învăț așa ceva, să știi, spați, să descurci. De câțiva ani deja, mâine este o zi incertă pentru ei. La ei săi 29 de ani, Valentina suferă de distrofie musculară progresivă, o boală care avansează în ultima vreme tot mai mult, paralizându-i încet mușchii. Cu vreo 6 ani în urmă, chiar am observat că nu putem să țin, spălam vesela și nu putem să țin farfuriile în mână. Iar drumurile lungi, chiar și cel până la grădiniță, sunt extenuante. Ce să obosesc? Foarte greu ajung la grădiniță, cu mai multe popasuri. Acum nu mai poate să ridice mâinile și nu le poate folosi pentru lucruri elementare. Tot Vitalina este cea care îi le înlocuiește. Tu obiecții pe mama dimineața? Deodată nu doresc pentru că adorm și mama pleacă la grădiniță. Fără tine, mama, cum s-ar descurca? Nu știu. N-am venit chiar tanată. Are grijă de mama așa cum ea o îngrijea când era mai mică. Le face pe toate cu răbdare și cu o înțelepciune de adult. Eu nu pot să curăț cartofi cu cuțetul. Nu pot să țin mâinile. Ce feluri de mâncare știi să faci? Borș și rămac. Faptul că sărăcia și-a făcut și ea cuib în casa lor se vede deodată. E cam frig în casă. E frig. Nici nu poate fi mai cald cât timp podul are fisuri mari, iar pereții nu sunt făcuți până la capăt. Podul nu curge mult? Aici nu curge, dar vine vânt foarte mult. Valentina își dă toată pensia de invaliditate așa încât copiii să nu sufere de foame și nu-i mai rămâne de altele. Ar lucra, dar în sat nu există un loc de muncă pentru puterile ei slăbite. A rămas singură după ce a reușit să rupă relația cu soțul ei abuziv. Mai consuma alcool, mai făcea probleme. El nu mai venea, gata, ei tăți în prejurul meu să mă apere. Era când mă lovea, era când mă izghie, mă târâie, dar eu nu cam prea mă pot ține picioare. Dar printre toate necazurile, visurile își fac loc. Cu ce vine Moș Crăciun la copii? Cu Tania.
cu Sania și are sacul mare și plin? Cu cadoul. S-a întâmplat și să nu vină? Dar ce ai vrea tu să-l rogi să-ți aducă? Multe cărți. Cărți? De ce? Să le citesc. Nici nu contează că nu are măcar un dulap unde să le pune. Ana Maria speră că moșul îi va aduce de citit, așa că i-a desenat o scrisoare tare colorată. Împreună putem să aducem magia Crăciunului în casa acestor copii care sunt lipsiți de ea din cauza sărăciei. Și să nu uităm că adevărata bucurie a sărbătorii este atunci când dăruiești și o faci cu inima deschisă. Îi puteți ajuta pe cei trei copii depunând bani pe contul familiei direct sau prin transfer P2P pe cardul lor. Datele le puteți găsi pe site-ul protv.md și pe paginile de pe rețelele de socializare ale ProTV Chișinău. Moș Nicolae e pe drum și totul a fost pregătit pentru vizita lui. Cizmele au fost lustruite, iar lista de cadouri pregătită. Ce cadouri așteaptă cei mici și cum au decurs pregătirile, vă arătăm în jurnal. Înregistrăm și astăzi un record de cazuri noi de coronavirus. Câte persoane au fost testate pozitiv în ultimele 24 de ore și câți pacienți aflați în stare gravă au murit? Ne spune colega noastră Diana Ambros. Diana, bună seara! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi registrăm 1728 cazuri noi de infecție cu coronavirus din aproape 4000 de teste efectuate. Din numărul total de contaminări, 106 sunt lucrători medicali, iar pacienții în stare extrem de gravă se află circa 270. Dintre aceștia, 54 sunt conectați la aparată de respirație asistată. Totodată, 19 persoane au pierdut lupta cu virusul, iar cea mai tânără victimă avea vârsta de 46 de ani și era originară din Chișinău. Bărbatul suferea de ciroză hepatică și pancreatită cronică. Între timp, Ministerul Sănătății anunță decesul unui medic ortoped traumatolog. Acesta era la pensie și în trecut activa la un spital din capitală. Decesul lui nu a fost inclus în lista lucrătorilor medicali care au pierdut lupta cu infecția. Acestea au fost informațiile. Valeria. Diana, mulțumesc! Creștinii ortodoxi de stil vechi au intrat în postul Crăciunului, iar astăzi enoriașii au mers la biserică. Pentru că este frig, slujbele nu se mai oficiază afară, iar în unele biserici nu se ține cont de regulile de protecție. La catedrală, nu toți enoriașii purtau mască și au fost împărtășiți cu aceeași linguriță, care nu era dezinfectată. Cei care au spus că se tem că se pot îmbolnăvi au renunțat să o facă. Dacă până nu de mult slujbele se desfășurau în aer liber din cauza pandemiei, astăzi scoarul catedralei era liber, iar credincioșii au asistat la slujbă în interior. Oamenii erau puțini și respectau distanța între ei. Nu toți însă aveau măști, iar unii nu o purtau corect. Când biserică nu te poartă, că zici că Domnul ne păzește, casa Domnului. Păi bine, eu înțeleg altfel. Domnul te păzește, dar mai păzește tu, așa-i, pe tine. Dai să ceartă, pentru lebuță, chiar și așa s-o poarcă așa, casa Domnului. Asta e sănătatea ta. Moș Constantin crede în existența virusului și spune că respectă cu strictețe regulile impuse de autorități. Că doctorii mor. Asta e puternică gripă, aia că e gripă. De doctorul și ala, de-am câți decedați. Totuși, la împărtășanie, credincioșii parcă au uitat de virus, s-au înghesuit și au fost împărtășiți cu aceeași linguriță fără să fie dezinfectată. Această femeie s-a împărtășit alături de întreaga familie, inclusiv copiii. Sincer, la început, când s-a început pandemia, mi-era frică. Am ținut acea postă, dar nu m-am împărtășit din cauza că mi-era frică. Însă acum
Nu mi-e așa frică, doar lingurița aceasta este din argint și dezinfectează tot atât. Noi ne împărtășim cu trup și sufletul lui Iisus Hristos. Și în aceea nu mi-e frică. Dar vedeți că acum cazurile sunt mai multe ca la început. Da, dar oricum, dacă este credința, se dispare tot. Многи говорят, что вот, допустим, переносятся болезни, но служители говорят, что так как это освященное, что там не будет ни болезни, как говорится, Господь решает, кто будет болеть и кто не будет болеть. Iar această femeie nu s-a împărtășit astăzi, dar spune că o va face până se termină postul. Возле нас есть церковь, где там обеззараживают. Вот. Ну, как бы буду, конечно, потому что все-таки люди есть люди, а высшие силы есть высшие силы. Mătușa Ecaterina avea tocmai două măști și nici atunci când a sărutat icoanele, nu le-a dat jos. De când s-a început, eu niciodată nu am venit fără de nic. Și vin, e că am uie noi, nu sunt oameni. Eu mă stăruiesc că sunt mai puțin oameni. Nici ea nu s-a împărtășit. Mă vin și mă rog că eu mă tem. Eu mă împărtășeam înainte de 3 ori în an. Dar mă, anul ăsta e de 8. Încă mă simt mai rău și valele astea nu trebuie să la nimeni. Pe 28 noiembrie, credincioșii ortodoxi de stil vechi au intrat în postul Crăciunului, care se va încheia pe 7 ianuarie, când vor sărbători nașterea Domnului. Rușii au luat-o înaintea tuturor. Astăzi la Moscova a început vaccinarea pe scară largă, iar medicii și profesorii sunt primii care primesc dozele de Sputnik V. Procesul a demarat în ziua în care Rusia a înregistrat cel mai mare număr de infecții cu coronavirus, peste 28.700 de cazuri. La Moscova s-au deschis 70 de centre unde rușii vor fi vaccinați. Acest bărbat este primul care a primit doza de Sputnik V la o policlinică din capitala rusă. Клинически, наверное, вряд ли я первый, потому что была обширная фаза, третья фаза клинических исследований, где до 40 тысяч добровольцев набирали. Поэтому я просто первый из тех, кому эта возможность предоставилась уже в рамках гражданского, так сказать, внедрения. Поэтому, конечно, я этому очень рад. Андрей este profesor universitar și intră în categoria persoanelor cu risc sporit de infectare, care vor fi imunizate în primul rând. Acestea sunt angajați din domeniul educației, medical și social. Очень подходящее слово, наверное, поехали. Поскольку этот день, он для медиков города Москвы один из самых, наверное, ожидаемых. Мы прошли достаточно длительный путь по работе с этой вакциной. Поскольку нам повезло, мы принимали участие в клинических испытаниях. В результате мы с уверенностью можем говорить о том, что вакцина полностью безопасна, а медицинские организации полностью готовы к работе с ней. Vaccinul creat de ruși trebuie păstrat la o temperatură de minus 18 grade și este administrat în două etape, la o distanță de 21 de zile. Specialiștii de la Moscova susțin că acesta are o eficiență de 92% în a proteja oamenii de COVID-19. Totuși, experții internaționali sunt sceptici și au criticat aprobarea preparatului în luna august, pentru că nu a trecut toate fazele de testare. Chiar și așa, autoritățile ruse anunță că peste 50 de țări au solicitat achiziționarea acestui ser, iar primele doze au ajuns deja în Serbia, Ungaria și Узбекистан. В ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 20 тысяч человек, вакцина показала свою безопасность и высокую эффективность. Имунизация a început în ziua în care în Rusia au fost înregistrate peste 28.700 de cazuri noi de coronavirus, cifra fiind un record, dar și mai mult de 500 de decese. Rușii se pare că au vrut să fie primii care dau startul vaccinării și s-au grăbit să o facă. Acum două zile, Vladimir Putin spunea că procesul va începe săptămâna viitoare, când și Marea Britanie va demara campania de vaccinare. În Regatul Unit, primele doze de vaccin produs de americanii de la Pfizer au ajuns deja, iar imunizarea ar urma să înceapă marți. Prioritate au bătrânii și personalul medical din prima linie și Franța a anunțat o strategie de vaccinare în 3 faze. Procesul va fi unul voluntar. Prima fază va fi în ianuarie, iar ultima, cea destinată vaccinării pe scară largă a populației, va începe în primăvară. Marea problemă în gestionarea crizei sanitare rămâne însă neîncrederea oamenilor. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în unele țări, jumătate din populație este nesigură în privința imunizării. Totodată, oficialii organizației avertizează guvernele și cetățenii să nu lase garda jos, spunând că vaccinurile nu vor pune capăt pandemiei de la sine. Progress on vaccines gives us all a lift.
And we can now start to see the light at the end of the tunnel. However, WHO is concerned that there is a growing perception that the pandemic is over. Un specialist din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a precizat că speră că o jumătate de miliard de doze de vaccin vor fi disponibile în primul trimestru al anului 2021, cu un plan inițial de vaccinare a 20% din populațiile cu cel mai mare risc, inclusiv personalul medical și persoanele cu vârsta peste 65 de ani. Potrivit lui, acest lucru ar fi suficient pentru a pune capăt fazei acute a pandemiei prin reducerea mortalității și a impactului asupra sistemelor de sănătate. Vine sau nu? Și dacă da, ce ne aduce? Sunt întrebările care îi frământă astăzi pe copiii care le așteaptă cu sufletul la gură pe Moș Nicolae. Și-au curățat cu grijă cizmele și spun într-un glas că au fost cuminți tot anul. Moșul vine de regulă cu dulciuri și jucării, dar pentru cei obraznici a pregătit o nuielușă. Cine lustrește acum păpucii? A, pentru Moș Nicolae. Cine-i cu minte, nu mai primești ceva dulciuri, poate o mașinuță. Dar cine-i cu minte, ori o nuielușă, ori cărbune. De când s-au trezit, Dani și Matei au avut o singură grijă, să-și lustruiască cizmele. Îți place? Da. Ești tu exemplu pentru el în tot ceea ce faci? Aproape, nu în tot timpul. Iar dacă timpurile s-au schimbat și scrisorile se scriu în format electronic. Dragă moșule, ai fi crezut că în acest an aș fi dorit să-mi aduci o jucărie scumpă. Însă Dani a scris că nu are nevoie de nimic și l-a îndemnat pe Moș să viziteze alți copii. Singurul lucru care aș vrea să-mi aducă este nimic, fiindcă unii copii au nevoie mai mult de cadouri decât mine. Că deja am tot ce vreau. Bucurie, jucării câte vreau, mânec în dânsele, mâncare, distracție, prieteni, frate. În ajutor a venit și cel mai bun prieten al lor, Grivei. Și mama băiețelor era emoționată. Diana spune că această zi e marcată cu roșu în calendar. La dumneavoastră a venit Moș Nicolae, cred. Da, evident, și era o mare bucurie. Eu și acum mi-aduc aminte cât de fericiți eram, cu cât dragoste l-așteptam. Și nu pot să îi privesc și pe copiii mei de această bucurie. Moș Nicolae a fost un om foarte, foarte religios, care de-a lungul vieții sale a făcut o biserică și din banii lui făcea cadouri anonime copiilor. Legenda spune că într-o seară geroasă, Moș Nicolae a coborât pe hornul unei case în care locuiau un tată și cele trei fete ale sale. Le-a lăsat atunci o pungă cu galbeni care a căzut în păpucii care se uscau lângă vatră. Se știe că în noaptea de 5 spre 6 decembrie moșul vine la cei mici și le lasă daruri în cizme. Copiii care au fost neascultători se aleg cu o nuielușă. Au urcat pe monumentul lui Ștefan cel Mare și au pus mască de protecție. Polițiștii au intervenit abia după ce făptașii au plecat de acolo și nu au reușit din prima să dea jos masca. Cine sunt în spatele acțiunii și de ce au făcut asta, aflați în continuare la știri. Igor Dodon l-ar fi convins pe Ion Chicu să-și dea demisia până la protestul organizat de Maia Sandu. Despre asta a vorbit aseară într-un live pe Facebook Renata Usatăi. Dodon совещался с Кику, с Гречаной, вместе, по раздельности. Он убедил Кику, чтобы Кику подал в отставку. Значит, эта отставка должна быть завтра или послезавтра. Он поставил себе цель сделать все-таки так, чтобы эта отставка правительства Кику произошла до воскресного протеста, потому что он понимает, что может быть очень много людей, и если будет очень много людей, то получится это как победа протестующих.
Am solicitat un comentariu de la consilierul prim-ministrului, dar și de la purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon, dar aceștia nu ne-au răspuns la telefon. Leul pierde teren în fața valutei străine. Astăzi, un euro a ajuns să coste peste 21 de lei. Potrivit experților, devalorizarea este determinată de aprecierea monedei euro pe plan internațional. Acest lucru favorizează oamenii care primesc remitențe de peste hotare, dar afectează agenții economici care exportă mărfuri, persoanele care au de echitat credite sau cele care își plătesc chiria în euro. Oamenii sunt îngrijorați de faptul că odată cu deprecierea leului în ajun de sărbături se vor scumpi produsele importate. Această femeie are 4 copii și spune că și fără devalorizarea monedei naționale se descurca greu din punct de vedere financiar. Reșit din situația care în țară, orică euro crește, oricum ne afectează, chiar dacă și euro ar fi mai mic. Fiindcă situația economică a familiilor, știți cum, a scăzut. Ridicarea prețurilor, dar înainte de sărbători, de timpul se ridică euro, asta e economic. Eugen, care lucrează la o companie internațională și primește salariu în euro, susține că deprecierea leului nu îl afectează. Я получаю зарплату в евро, так что мне хорошо. Я не achit absolut nimic în euro, pentru mine este chiar convenabil, pentru că eu schimb în euro, da? Adică eu păstrez mai mult în valută decât leiul nostru. Pentru că leul nostru mai mult se devalorizează. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că în ultima perioadă moneda națională s-a depreciat față de euro cu mai mult de 1,50 lei. De ce aceasta s-a întâmplat? Deoarece însuși euro s-a întărit foarte mult pe piața internațională. Dolarul s-a slăbit, iar leul nostru șede acum mai aproape de dolar. Banca Națională a stabilit pentru luni cursul oficial de schimb al monedei euro la 21 de lei și 4 bănuți. Astăzi, la unele cursuri valutare, un euro putea fi vândut cu 20,92 de bani și cumpărat cu 21,14 bani. Ultima dată, un euro a costat mai mult de 21 de lei în toamna anului 2017, susține expertul. Și-a strâns toate lucrurile, până și conservele din Beci, și a plecat. După 4 ani cât a stat la vila de la Condrița, Igor Dodon s-a mutat în locuința sa din Chișinău, care este păzită de agenții SPPS. Vila prezidențială a rămas pustie, iar Maia Sandu spunea anterior că nu va locui acolo și că o va folosi în scopuri sociale. După ce Igor Dodon și-a luat lucrurile de la vila prezidențială de la Condrița, s-a întors în locuința sa din sectorul Buicani. Casa este păzită de SPPS, iar la câțiva metri de poartă se află postul agenților de pază. În curtea casei cu 3 etaje nu se vedea zare de om, iar în preajmă era parcat un Mercedes cu numere de înmatriculare rusești. Nu am reușit să aflăm cine a venit în vizită la președintele în exercițiu. Ieri, în cadrul emisiunii pe care singur o moderează, Igor Dodon a anunțat că a plecat de la vila prezidențială, luând cu el tot ce îi aparține. Se duc, las acolo să trece tușonca sau ce mai este acolo, glumesc. Noi am lăsat în ordine tot ce este la Condrița, tot ce a fost al nostru, soția, evident că am luat și am trecut la casa noastră. În rest, este regulă, este pește în Iazmul, am făcut unele reparații, am renovat. Și am lăsat tot așa cum este. Nu am luat nici o stilou de acolo, nici o țintă. Acum 3 ani, Igor Dodon a invitat presa la Condrița și a făcut o excursie prin Beci și o parte din curtea vilei. Însă a ezitat să arate renovările făcute în interior, să spună cât au costat lucrările și de unde bani. Ceva mi-au transmis prietenii, ceva este. Dar haideți să vă arăt în partea aceasta. Să pline doar acest prim. Este 30 bani. Vinul este glasat la mine de la părinți. Aici este, cum spunea noi la moldoveni, șonc. Excursia s-a dovedit a fi mai mult o fugăreală, pentru că jurnaliștii nu erau lăsați să filmeze mai mult de câteva secunde. Atunci angajații președinției au spus că au procedat așa, întrucât se pregăteau de vizita unor musafiri arabi. Stai, băieți, de-am voi. Nu dați-vă la cap cu tremurul camera. Stai, nu te-mi poți. Uite, ultima oară, trecem, mergem. Ulterior, imagini cu reședința apăreau periodic în cadrul emisiunii Președintele Răspunde, unde Dodon arăta că are păsări, dar și o seră. Ca să-l vezi de la președinte din seră. Luna trecută, în cadrul emisiunii În Profunzime, Maia Sandu a declarat că va rămâne să locuiască în apartamentul său din Chișinău și că nu se va muta cu traiul la vilele prezidențiale de la Hulercani și Condrița. O să discutăm cum putem să economisim banii statului și cum pot fi folosite ele în scopuri publice.
Eu nu vreau să cheltui banii statului în scopuri personale. Anual, pentru întreținerea casei de vacanță a președintelui din bugetul de stat se cheltuie aproximativ 2,5 milioane de lei. I-au pus mască de protecție monumentului lui Ștefan cel Mare. Este isprava membrilor partidului condus de fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cafcaliuc. Aceștia susțin că acțiunea e un semn de protest față de irresponsabilitatea autorităților în legătură cu situația pandemică. Polițiștii au urcat pe monument și au dat jos masca, dar nu au putut să ne spună ce riscă făptașii și dacă acțiunea poate fi calificată drept act de huliganism. Așa a fost surprins azi dimineață monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei, purtând mască de protecție. La scurt timp, acolo a ajuns poliția. În jurul orei 8, inspectoratul de poliție a sectorului Buiucan, din cadrul direcției de poliție a municipiului Chișinău, a fost sesizat de către angajatul Inspectoratului Național de Securitate Publică. Din imaginile postate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum polițiștii se chinuie să dea masca jos, dar nu le reușește. Ulterior au apelat la o companie de servicii în domeniul comunicațiilor electronice, care le-a adus o scară mai înaltă. Într-un final, oamenii legii au reușit să dea jos masca. Masca avea inscripția partidului creat de fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cafcaliuc, Pace, așa că nu a fost greu de identificat cine sunt autorii faptei, mai ales că ei singuri s-au filmat și au postat imaginile pe internet. Cerem autorităților să aibă grijă de cetățenii lor, precum noi avem grijă de Ștefan. Cum ați reușit să urcați acolo sus? Că am văzut că astăzi polițiștii s-au chinuit un pic până au dat jos masca. Noi suntem oameni ingenioși, dar în același timp și responsabili. Și acțiunea care a fost făcută mai puțin contează cum s-a urcat. După ce i-au pus masca lui Ștefan cel Mare, cei de la Pace s-au îndreptat spre guvern. Noi condamnăm acțiunile guvernului, criza pandemică. Și echipa noastră, echipa Pace, merge, punem de mers. Aceștia au lăsat și un set de măști pentru membrii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Ofițerul de pază de la guvern a dat din umeri și nu a spus nimic, iar cei de la Pace au plecat. Am solicitat un comentariu de la consilierul prim-ministrului, dar acesta nu ne-a răspuns. Oamenii legii susțin că vor stabili circumstanțele incidentului produs chiar în centrul Chișinăului, la doi pași de guvern, unde de obicei patrulează poliția. Pe cazul dat a fost inițiată o anchetă în cadrul căreia polițiștii urmează să stabilească și să acumuleze tot materialul probatoriu. Ulterior, agentul constatator, în examinarea căruia se află materialul dat, urmează să califice aceste acțiuni dacă cad sub incidența codului contravențional sau chiar și penal. Cafcaliuc însă susține că partidul său nu a încălcat nimic. Dumneavoastră sunteți fost polițist și probabil vă dați seama că această acțiune poate fi calificată și ca un act de huliganism și atunci riscați să fiți pedepsiți. Cum comentați asta? Tot ce am făcut noi este perfect în cadrul legal. În primul rând, noi am trimis o notificare la autoritatea publică locală despre acțiunea pe care am făcut această acțiune publică și politică. Am încercat să confirmăm asta la primărie, dar nu ni s-a răspuns la telefon. Amestec exploziv de arome. În Franța, bucătarii au pregătit o pizza cu 254 sortimente de brânză. Pizza i-a lăsat gura apă și pe cei de la Cartea Recordurilor. Care a fost verdictul lor, vă spunem imediat. 22 de elevi, atâția învață nu într-o clasă, ci într-o școală din satul Sadovoie din Bălți. Pentru că instituția este veche, iar bani pentru renovare nu sunt, unii părinți își duc copiii la liceele din Bălți. Alții însă nu o fac pentru că e prea departe și se tem că școala ar putea fi închisă. Autoritățile locale spun că în acest an instituția va rămâne deschisă, iar la anul se va lua o decizie.
În școala din satul Sadovoie, care intră în componența municipiului Bălți, învață doar 22 de elevi, atâția cât în mod normal ar forma o clasă. Особых сложностей нет, потому что мы уже как бы привыкли, какой-то приобрели опыт. Мы уроки, которые основные, это языки, литература, математика, мы эти уроки проводим отдельно. А уроки физкультуры, труда, рисования, эти уроки проводятся совместно. Cei 22 de copii au fost împărțiți în trei clase, a întâia, a treia și a patra. Pentru că sunt puțini, profesorii spun că elevilor le este mai ușor să învețe și obțin note mai mari. Они маленькие, работают очень добросовестно, потому что у них нет вариантов, что их сегодня 30 и завтра спросят или не спросят, а может быть и в ближайшую неделю. Они отвечают ежедневно. Irina Ciugui are doi copii care învață în această școală primară. Fiica este în clasa a patra, iar fiul în a treia. Femeia povestește că toată familia ei a învățat în această instituție. Школа это жизнь, это сердце села. Возить это однозначно, потому что утром надо, во-первых, будить детей. Они могут поспать подольше, во-первых. Во-вторых, дорога. Зима, когда еще вот осенью, весной дорога хорошая, а когда гололед, заносы, сугробы, это в первую очередь безопасность детей. В условиях пандемии COVID-19 это для нас это очень удобно и очень хорошо. Здесь на месте у нас школа раньше была, я сама выпускница нашей школы. Gimnaziul a fost construit în anul 1950, iar din 2013 a devenit școală primară. Acum 2 ani a fost reparat sistemul de încălzire, dar chiar și așa mai sunt nevoie de surse financiare pentru alte lucrări de reparație. Перекрытие у нас недавнее, но выдерживает, у нас класы не протекают, хорошие, а вот окна, двери, это с того момента, когда была построена школа. У нас входная дверь заменена, перекрыто вот это правое крыло для экономии отопления. Autoritățile din Bălți susțin că până la sfârșitul anului nu planifică închiderea școlii, dar nu dau asigurări că asta nu se va întâmpla anul viitor. În luna noiembrie, în orașul Bălți a fost închis un gimnaziu pentru că frecventau prea puțini elevi. Aceștia au fost repartizați în alte instituții de învățământ. Punct și de la capăt. Bucăți din pavaj din trotuarul proaspăt renovat de pe strada Bănulescu-Bodonii au fost scoase pentru a fi schimbate rețelele de contact pentru troleibuze. Muncitorii au săpat un șanț, iar trecătorii se arătau nemulțumiți că nu au pe unde merge. Autoritățile de la primărie ne-au spus că nu văd o problemă, că pavajul va fi schimbat din nou. Trotuarul proaspăt asfaltat de pe strada Bănulescu-Bodonii, o porțiune a fost descoperită, iar bucăți de pavaj scoase și aranjate una peste alta. În spatele meu câțiva muncitori lucrează. Muncitorii ne-au spus că fac lucrări la rețelele de contact pentru transportul public. Așa că oamenii sunt nevoiți să meargă prin noroi sau să se înghesuie pe porțiunea de trotuar practicabilă. Traficul e foarte aglomerat și pentru pietoni și pentru conducătorii auto. Oamenii nu circulă pe pavaj, circulă și în afara lui, pentru că, de exemplu, mai la vale nu e posibil de mers pe pavaj. Все согласовано с выборами, наверное. Больше что могу сказать? Дом строят, они начинают с крыши. Так и здесь. Vladimir lucrează în preajmă. Bărbatul povestește că muncitorii lucrează de câteva zile și spune că nu există comunicare între autorități. Нескоординированные работы и очень неправильно сделанные. Мы их спрашивали, почему раньше не сделали. Ничего не ответили, что рабочие могут ответить. Și viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, ne-a spus că pavajul a fost scos ca să fie schimbate rețelele de contact. Pe strada Columna, pentru asta este nevoie de tasat cablul de tensiune înaltă pe strada Bănulescu-Bodonii. Și respectiv se intervine unde este necesar să se instalează piloni. Nu sunt bani aruncați, centru economic va fi nevoit să remedieze exact așa cum a fost. Întrebat de ce nu s-au făcut aceste lucrări înainte ca pavajul să fie pus, viceprimarul ne-a răspuns. Nu este o problemă la aplicarea pavajului. Pavajul era aplicat în septembrie, octombrie, dar și nu era clar modalitatea de lucru a agentului economic. Va fi efectuat pe o parte a carosabilului sau pe altă parte. Reabilitarea trotuarelor de pe străzile Pușkin și Bănulescu-Bodonii au costat aproximativ 23 de milioane de lei. Banii au fost alocați din bugetul de stat. Nu este prima dată când lucrări de reparație se fac de mai multe ori pe același loc. Strada Ion Pelivan din sectorul Buican, de exemplu, a fost ciuruită de 4 ori când muncitorii au intervenit la rețeaua de canalizare.
Orice boală poate fi prevenită dacă ne adresăm la timp la medic. Asta spun specialiștii în ginecologie, care susțin că, de regulă, femeile care nu pot concepe un copil nu au mers la timpul potrivit la un control medical. Infecțiile pot duce la infertilitate, spune ginecologul Maxim Călăraș. Specialistul susține că în unele cazuri acestea nu prezintă simptome, iar dacă femeia nu merge regulat la medic, riscă după un timp să realizeze că nu mai poate concepe un copil. Aceste infecții cu transmitere sexuală, asimptomatice, care fiind contactate distrug printr-un proces inflamator cronic trinant trompele uterine, ar determina cea mai mare parte, cea mai mare volum de doamne infertile. Sunt însă și alți factori care afectează sănătatea femeilor și care pot duce la infertilitate. Încă o categorie de doamne care suferă de infertilitate sunt cele care au suportat în trecut o intervenție pe cavitate uterină și această intervenție le-a lăsat sechele. Și deja uterul, ca organ, nu este bun. Ginecologul le-a recomandat femeilor să se protejeze și să aibă grijă de sănătatea lor pentru a putea da o nouă viață. Accident cumplit în Brazilia. Un autobuz s-a prăbușit de pe un viaduct de 20 de metri înălțime, iar cel puțin 17 oameni au murit. Din imaginele surprinse de martori, se vede că autocarul a luat foc la impactul cu solul. Mai multe persoane rănite au fost transportate la spital cu elicopterul. În autobuz se aflau peste 40 de pasageri. Potrivit versiunii preliminare, accidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni la frână. Alegerile parlamentare din România se desfășoară în premieră pe parcursul a două zile. Românii din diasporă își pot alege astăzi și mâine senatorii și deputații. Pentru scrutinul din acest an, autoritățile au deschis mai multe secții peste hotare decât la alegerile din 2016. Apar însă primele nereguli la votul prin corespondență. Mii de plicuri ale românilor din diasporă nu au ajuns în țară și nu pot fi numărate. Faptul că peste 14.000 de plicuri cu votul românilor din diaspora au dispărut a anunțat președintele Autorității Electorale Permanente. Oficialul a declarat că nu știe dacă acestea s-au pierdut ori au rămas blocate în anumite zone ale oficiilor poștale din țările respective. Alianța USR Plus a solicitat Guvernului și Ministerului de Externe să ia urgent toate măsurile de informare publică pentru ca cetățenii al căror vot prin corespondență nu a ajuns în țară să știe acest lucru și să găsească soluții să se prezinte fizic la urne. Pentru parlamentarele din acest an au fost deschise mai multe secții decât la scrutinul din 2016, 784 la număr, cele mai multe fiind în Spania, Italia și Franța. Dacă un cetățean român care are domiciliu în Franța și se află în Portugalia în ziua de 5 sau 6 decembrie, se poate prezenta la orice secție de votare organizată în Portugalia și poate să-și exercite dreptul de vot. Dacă ați optat pentru votul prin corespondentă, dar nu ați trimis plicul cu votul dumneavoastră, de asemenea, puteți să vă prezentați la orice secție de votare organizată în străinătate. Peste 700.000 de români care muncesc în străinătate sunt așteptați la urne pentru a alege pe cei 4 deputați și 2 senatori care îi vor reprezenta în noul Parlament. Pentru prima dată, alegerile se derulează pe parcursul a două zile. Astăzi, cei mai activi au fost cetățenii din Italia, urmați de cei din Spania, Franța și Germania. Votarea se desfășoară între orele 7 și 21 cu posibilitatea prelungirii până la miezul nopții, dacă mai sunt alegători în secție sau la rând în afara biroului electoral. O pizza cu 254 sortimente de brânză a intrat oficial în cartea recordurilor. Pizza a fost pregătită în Franța, cântărește un kilogram și costă peste 1000 de euro. Pizza cu cele 254 de sortimente de brânză a fost făcută în 2 ore și jumătate, exclusiv din produse franțuzești, toate în doze mici. A rezultat un amestec exploziv de arome, nerecomandat celor cu probleme de colesterol. Pentru că fiecare pachet de brânză a costat în medie 4 euro, costul total al pizzei a depășit 1000 de euro, însă cei care au participat la prepararea ei s-au bucurat de o felie la un preț mai mic, de 50 de euro. Cu
Proaspătoasă din cuptor, pizza a doborât recordul anterior deținut de un bucătar de la un restaurant din Australia, care preparase o pizza folosind 154 de sortimente de brânză. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Singur Acasă. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!